Suntem în St. Louis, pe malul fluviului Mississippi și vom merge să vizităm The Gateway Arch, poarta de intrare înspre vest. St. Louis a fost de la începuturile pionieratului american un oraș de unde se pleca spre vest, sau orașul în care se termina civilizația pe la 1850. Oraș clădit, iată, pe malul fluviului Mississippi și un punct până la care ajungeau pionierii până în acel moment. Apoi, din St. Louis, din Missouri, au început să se îndrepte spre nord și spre vest, spre nord însemnând părțile parte de nord a statului Illinois, și apoi spre vest, prin după expediția celebrilor Lewis și Clark, care aici în St. Louis s-au pregătit undeva pe celălalt mal. S-au pregătit pentru expediția făcută pe râul Missouri. Aici în St. Louis, undeva mai la nord, se află confluența celor două fluvii sau râuri mari, Mississippi și Missouri. Vom merge să vizităm The Gateway Arch și apoi locul în care s-au pregătit cei doi exploratori și locul din care au plecat în amonte. Până pe la 1850, râurile constituiau în America principalul mod de a călători și principalul mod de a transporta mărfuri. În această parte, prin centrul Americii, nu prea existau drumuri. Totul, transportul se făcea pe râuri și pe fluvii. Și cel mai important fluviu era Mississippi, care pe care puteai transporta mărfuri din nordul Americii, din zona Illinois, Chicago, până la ocean, până în New Orleans. Călătoria dura câteva săptămâni, dar era ca o autostradă a vestului de atunci. Unul dintre cei care și-a făcut ucenicia pe o barcă, pe un vas care transporta mărfuri, a fost Abraham Lincoln. Pe la 1845-46 transporta mărfuri din Illinois, din zona Springfield, venea spre Mississippi și apoi pe Mississippi spre New Orleans. Cu o altă ocazie, fiind deja avocat cunoscut în Springfield, a făcut o călătorie tot pe un vas, mergând spre Kentucky, și a avut ocazia să vadă sclavi în lanțuri pe acest vas. Și atunci și-a dat seama că sclavagismul, sclavia, este o boală pe care omenirea continuă să o întrețină. Ceea ce a făcut ca, în momentul în care a ajuns președinte și înainte chiar de a fi președinte, să vorbească despre abolirea sclavagismului. Cu alte cuvinte, putem spune că sclavagismul s-a născut pe Mississippi, dacă așa cu o largă, cu o generală apreciere, să zicem, s-a dezvoltat pe Mississippi și s-a încheiat pe Mississippi.
The Gateway Arch, poartă de intrare în vest. 193 de metri înălțime. Acolo sus se văd niște geamuri, pentru că poți să urci până acolo și de acolo să vezi vestul și estul St. Louis. Impresionant monument, cel mai înalt monument din vestul Americii. Și cel mai înalt din lume, mi se pare. A fost construit între 1963 și 1965. Fenomenal. Iată cât de mici sunt oamenii. Incredibil. O să urcăm acolo. Sus!